Din România protestează față de creșterea prețului la carburant. Sute de șoferi au blocat mai multe benzinării de la malul Mării. Oamenii sunt hotărâți să continue protestele până când guvernanții vor găsi totuși soluții. Agitație și multă nemulțumire a fost și în benzinările din Pitești. La sfârșitul lunii se anunță un protest național organizat pe rețelele sociale cu sute de mii de participanți. Coloane de zeci de mașini cu claxoanele pornite au mers pe bulevardele din Pitești. Șoferii spun că nu vor opri protestele până când prețul la pompă nu va scădea. Alimentările de un leu plătite cu cardul au cauzat din nou blocaje și în benzinăriile din Constanța. Pentru ce protestăm? Pe ce să facem și noi? Pentru scumpirile astea de carburant. Pentru viața asta grea pe care o ducem toți. Statul care nu face nimic pentru populația țării. Toate se scumpesc, salariile rămân la fel. Ei își fac treaba și noi, mai proști, trebuie să acceptăm ce fac. O să le luăm toate la rând ca să măcar se simtă ceva și cu chestia asta să iasă toată țara, nu numai noi, Constanța. Să iasă toată țara, să iasă firmele mari de transport. Nu noi, doar noi, oamenii vreți de rând. Mai protesta în alte zile? Normal. Nu ne vom lăsa până nu se va ieftini carburantul și alimentele, pentru că e groasă. E foarte greu pentru toată.